Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis ca din 2 august programul teraselor, barurilor și al sălilor de jocuri de noroc să se încheie la ora 23. Măsurile se aplică în județele Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București. În județul Vâlcea încă nu se pune problema acestor reglementări. Primăria Râmnicului îi asigură pe cetățeni, dar și pe deținătorii de afaceri din sectorul Horeca din oraș, despre faptul că nu este necesară restricționarea funcționării după ora 23, având în vedere numărul relativ redus al infectărilor cu noul coronavirus. Cel puțin la acest moment, la nivelul primăriei, nu se consideră necesară o restricționare după ora 23 a programului de funcționare a teraselor și a unităților de acest gen din oraș, în condițiile în care se respectă toate celelalte reglementări referitoare la menținerea distanțării de siguranță și purtarea corectă a măștilor de protecție. Premizele care stau la baza acestei decizii țin de faptul că numărul de infectări cu coronavirus strict, vorbind de nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, este unul relativ redus, iar acest sector economic a fost și așa extrem de afectat de restricțiile impuse până acum de pandemia de COVID-19. Decizia primăriei Râmnicului este în contradicție însă cu cea a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, care a impus purtarea obligatorie a măștilor în spațiile publice aglomerate, deși județul nostru nu are o situație pandemică alarmantă. Nu este exclus însă ca municipalitatea să-și schimbe opțiunea dacă organismul superior amintit va hotărâ noi măsuri restrictive. În ceea ce privește funcționarea, să spunem, a altor structuri de agrement, cum ar fi strandul, piscine în aer liber, de asemenea decizia, să ne uităm la vecinii noștri, la cei din Argeș, decizia a fost luată de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Evident, în cazul în care o decizie de la un nivel superior municipalității Râmnicului va fi emisă în acest sens, ea va fi, bineînțeles, aplicată fără discuție și cu strictețe la nivelul Râmnicului. Cetățenii Râmnicului înclină totuși către măsuri dure pentru mai multă siguranță, dar iau în calcul și faptul că sectorul Horeca ar avea mult de suferit în aceste condiții. În Râmnicu Vâlcea, terasele, barurile și sălile cu jocuri de noroc nu se închid la ora 23 ca în alte județe. Cum vi se pare această măsură? Foarte bună, că dă faliment, domnișoara. Ne trebuie bani la buget. N-ați văzut că pensiile s-au mărit mai cu 14%? De unde bani? Deci, bine că nu se închid, că avem un procent mic de infectați cu COVID. Apoi lumea poate trăi și fără bar, și fără jocul de noroc, dar fără sănătate nu poate trăi. Închise definitiv. Mi se pare că ar fost ok să respectăm totuși regulile și să se închidă după ora 23, dacă o să pară un pic mai comunist așa. Pe de altă parte, vedeți, cei tineri și... își pierd locurile de muncă, sunt foarte mulți tineri care lucrează și pe terase și atunci pentru ei e un dezavantaj și pentru cei tineri care ies în oraș, desigur. Și să se le închidă la 11 și să nu le închidă, mi se pare același lucru. Într-un fel era mai bine dacă le închideau de tot, că riscul e același la aceeași oră. E cazul să se ia măsuri mai drastice la noi? Probabil, vedeți câtă lume e și pe aici. Oamenii încearcă să țină cont, dar nici nu știu cum e mai bine. Tu ce părere? La fel. Dar trebuie să închidă, să ia niște măsuri, niște distanțări sociale. Dar nu prea le respectă nimeni. Poliția trebuie să-și facă mai mult. Mai bine le-ar închide de tot. De ce? Păi și dimineața și seara e același lucru. Păi da, dar cei care lucrează la terase, ce vor face? Că... îi bagă șomaș tehnic. Da. Da. Sunt variante, dar nu se știe dacă se primește mereu la timp și am înțeles că se primește cu o lună în urmă și în acea lună nu știu ce ai putea face dacă nu ai bani strânși pe parte. Normal ar trebui închise, dacă se închide peste tot, se închide și aici. S-a dat un ordin doar pentru 7 județe, pentru Vâlcea nu. E bine, e rău? Păi dacă s-au dat și pentru celelalte județe, ar trebui pentru toate.